În anul 1913, la hramul mănăstirii Bistrița, la 15 august, a fost adusă la moaștele Sfântului Grigori o femeie tânără, având paralizie la ambele picioare. Era dintr-un sat din apropierea orașului Râmnicu-Vâlcea, stătuse deja în spital vreme de șase luni, fără niciun rezultat. Rudele ei au așezat-o mai întâi la Sfintele Daruri, apoi au închinat-o la Sfintele Moaște, trecând-o pe subraclă și s-a făcut Sfântul Maslu. Apoi au dus-o din nou acasă, după trei săptămâni, femeia a revenit la Sfântul Grigore pe picioarele ei ca să-i mulțumească pentru ajutorul primit. O altă minune. Prin anul 1920, o femeie pe nume Maria din comuna Cacova Vâlcea, lucrând în ziua de 27 iulie prăznuirea Sfântului Mucenic Pantelimon, la cules de prune a căzut din pom, paralizând în întregime. După câteva zile, rudele au adus-o la Sfintele Moaște pentru slujbe. Cei care un au trecut o însoțeau au trecut-o cu mare greutate de trei ori pe sub racla Sfântului Grigorie. A început să deschidă ochii. În vremea Sfintei Liturghii, au așezat-o pe o pătură lângă raclă. După ce i s-a făcut Sfântul Maslu, îndată femeia și-a revenit în simțiri, vindecată de cumplita ei paralizie. Apoi, a cerut să fie ridicată în picioare, a trecut singură din nou pe sub sfânta raclă, făcând metanii de mulțumire și a urcat la peștera Sfântului Grigorie. O altă minune. În vara anului 1925, a fost adus legat un tânăr lăutar din comuna Șirineasa Vâlcea. În timp ce cânta la o nuntă, a căzut la pământ fără de simțire. Când se trezea, era foarte fioros și doar legat îl puteau stăpâni. De aceea, cu mare greutate, l-au trecut pe sub sfintele moaște. Apoi s-a făcut sfântul maslu și s-a mai liniștit. A stat la mănăstirea Bistrița vreme de șapte zile, făcându-i se zilnic slujbe și rugăciuni. La urmă s-a însănătoșit cu totul și a plecat acasă vindecat. Venea adesea la Sfântul Grigorie ca să-i mulțumească pentru această mare binefacere. O altă minune. În anul 1946, vara, a fost adus la Sfântul Grigorie Ion Ionescu din comuna Novaci, Gorj, care urbise. Îl însoțea femeia sa, domnica. După ce i s-au făcut rugăciuni la Sfânta Raclă, s-a însănătoșit, recăpătându-și vederea ca mai înainte o altă minune. O femeie tânără, pe nume Ileana, dintr-o comună aproape de Târgu Cărbunești, fiind grav bolnavă de epilepsie, a fost adusă la moaștele Sfântului Grigorie. I s-a făcut Sfântul Maslu în mai multe zile la rând, până când aceasta s-a vindecat complet. A rămas în ascultarea mănăstirii încă opt luni de zile, reîntorcându-se acasă sănătoasă. O altă minune. În anul 1930, a fost adusă legată din satul Vaideni, Vâlcea, o tânără de 16 ani. Fiind silită să se căsătorească de foarte tânără, suferise un șoc și își pierduse mințile. Țipa, răcnea și vorbea cuvinte urâte prin curtea mănăstirii. După ce a fost trecută pe sub Sfânta Rahlă, i s-au făcut multe rugăciuni ziua și noaptea din cu Sfântul Maslu. Timp de o săptămână a fost dusă la toate slujbele, pe fiecare zi ce trecea, se simțea tot mai bine. Sfântul Grigorie a vindecat-o complet cu darul său și a șaptea zi a plecat acasă pe jos, peste deal. O altă minune. Credinciosul Ioan Ciorgan din Costești, satul Pietreni Vâlcea, mărturisește următoarea minune văzută chiar de el. În vara anului 1927 era secetă mare. Eu eram muncitor forestier la fabrica de cherestea Brezoi. S-a anunțat sosirea moaștelor Sfântului Grigorie la Brezori. Proprietarul fabricii de cherestea, nefiind ortodox, a interzis să se sărbătorească ziua când va sosi acla cu Sfintele Moaște, ci toată lumea să vină la muncă. Într-adevăr, când au sosit Sfintele Moaște, s-a făcut procesiune și Sfântul Maslu pentru ploaie, dar era lume puțină, căci toți lucrau în fabrică. După Sfintele rugăciuni, imediat a dat Dumnezeu o ploaie salvatoare. Dar drept pedeapsa asupra proprietarului fabricii de cherestea, până seara fabrica a ars toată, rămânând doar temeliile. O altă minune. Monahia Erminionia Turică, născută în anul 1922 în comuna Crețeni, Drăgășani, mărturisește că de mică a fost bolnavă de epilepsie. Zadarnic a fost dusă la doctor și la diferiți preoți unde îi se făcea Sfântul Maslu. În anul 1936 a venit ca soră la mănăstirea Hurezi. De aici, maica ei duhovnicească o trimitea peste deal în fiecare miercuri și vineri la maștele Sfântului Grigorie de Capolitul pentru a-i se face Sfântul Maslu. A urmat așa tot postul mare din 1938. Iar în ziua Sfintelor Paști, după ce a chinuit-o foarte tare, Duhul cel rău a fost alungat definitiv din ea. În prezent, Maica Erminionia este vârstnică și dă laudă lui Dumnezeu și Sfântului Grigorie că a fost izbăvită de lucrarea diavolului. O altă minune. În toamna anului 1956, la Maștele Sfântului Grigorie de Capolitul, a venit o bătrână cu un nepoțel bolnav din Comuna Băilești-Craiova. După câteva zile de rugăciuni la Sfânta Raclă, copilul s-a vindecat complet de boală. Apoi, bătrâna mișcată de puterea minunii acesteia, a mărturisit maicilor de la Mănăstirea Bistrița o altă mare minune a Sfântului Grigorie în aceeași comună. În vara anului 1932, fiind secetă mare în Oltenia, au fost aduse moaștele Sfântului Grigorie în această comună. Era în sat o anume femeie pe nume Leana, care zăcea de ani de zile paralizată în pat. Când a auzit că Sfintele Moaște au fost aduse în biserica satului, Bolnava a rugat câteva vecine să o ducă și pe ea la biserică. La cererea ei a fost așezată sub masa pe care se aflau Sfintele Moaște. Acolo a stat câteva ore, cât timp a durat slujba la biserică, rugându-se Sfântului Grigorie să aibă milă și de ea. Se ruga în tăcere și plângea. După ce au plecat cu Sfintele Moaște în procesiune pe câmp, Femeia s-a vindecat definitiv și a mai trăit încă 20 de ani. O altă minune. Creștina Elena Spălățel, născută în 1930 în comuna Lungești, Drăgășani, mărturisește că la vârsta de patru ani era bolnavă de epilepsie. Dar fiind secetă în acel an și aducându-se sfintele moaștele cu viosului Grigorie în satul Lungești, pe când procesiunea trecea prin mijlocul satului și țăranii aruncau buchete de flori înaintea sfântului, a fost adusă și fetița aceasta bolnavă de către mama ei. Deci, îndată ce mama și-a atins copila de sfânt Araclă, s-a făcut sănătoasă complet. Drept recunoștință, tânăra s-a stabilit în satul Bistrița pentru a fi aproape de Sfântul Grigorie, părintele vieții sale, spre a vesti tuturor minunile acestuia. O altă minune. La 24 martie 1947, a fost adusă la sfântul Grigorie o femeie bolnavă de nervi legată din comuna Cârstănești Vâlcea. Abia o ducea bărbatul ei. Era mama a patru copii. Stătuse luni de zile la spitale de boli nervoase, la Cluj, la Sibiu și în alte orașe, dar zadarnic. Femeia își pierduse complet rațiunea și era foarte tulburată. Avea chipul vânăt, ochii roșii și tulburi, mâinile și picioarele pline de lovituri și răni. I s-a făcut mereu Sfântul Mastu și alte rugăciuni, până când bolnava a început a se limpezi la minte, aș reveni la normal și încet, încet s-a vindecat cu totul. După câteva luni de zile, femeia care fusese bolnavă a venit împreună cu soțul ei pentru a mulțumi binefăcătorului său, Sfântul Grigorie de la Mănăstirea Bistrița o altă minune. În anul 1956, un cetățean din Constanța avea niște bube pe față care nu i se mai vindecau. Se credea că este cancer. Cum i s-a adus de la Sfântul Grigore de capolitul unt de lemn sfințit și s-a uns cu acest unt de lemn pe față, îndată bubele cangrenate au început a se usca, iar bolnavul pe nume Eugen s-a făcut sănătos. O altă minune. O femeie din Constanța, care era în chinurile nașterii de trei zile, a venit la moaștele Sfântului Grigorie. Dar cum s-a miruit cu un delem sfințit de la Sfântul Grigorie de Capolitul, îndată a născut ușor un copil frumos și sănătos. O altă minune! Sofia Patrichi, o învățătoare pensionară din București, mărturisește cum s-a vindecat la moaștele Sfântului Grigorie de Capolitul. În anul 1957 i-a apărut pe față o infecție suspectă, nevindecabilă, care părea cancer. Îngrijorată a alergat cu credință la mănăstirea Bistrița și s-a rugat cu lacrimi pentru sănătate. A doua zi, când s-a deșteptat din somn, nu mai avea nici urmă de infecție pe față. Tot la fel s-a vindecat și de cataractă la ochi. Aceste minuni au fost redactate de către monahia Olga Gologan, stareță a mănăstirii Bistrița, într-o perioadă de grele încercări ce s-au abătut asupra acestui lăcaș de rugăciune, culminând cu aplicarea cunoscutului decret numărul 410 din 1959, care a izgonit viețuitorii din mănăstiri. O altă minune. Iată câteva din însemnările Maicii Florentia, astăzi viețuitoare în obștea Sfintei Mănăstiri Polovragi, o dinioară copilă rămasă orfană de la vârsta de 3 anișor și adusă în 1924 la Mănăstirea Bistrița Vâlcea, unde funcționa un orfelinat condus de călugărițe ce adăpostea aproape 200 de fetițe orfane. În perioada 1942-1943 au venit la Mănăstirea Bistrița două fete având cam 18-20 de ani. Amândouă erau bolnave de epilepsie și au venit să se roage la Sfântul Grigorie, despre care auziseră că face mari minuni. Maica stareță, Olga Gologan, le-a primit cu bunăvoință, le-a învățat cum să se roage lângă racla cu Sfintele Moaște și a făcut apel și la rugăciunile maicilor din soborul mănăstirii pentru dămăduirea lor. Cele două fete au stat atunci o lună de zile participând la Sfintele slujbe și ajutând cu ceea ce le stătea în putere au făgăduit Sfântului Grigorie că dacă se vor face sănătoase, vor rămâne la mănăstire. După o lună de zile s-au vindecat complet și și-au ținut făgăduința de a rămâne la mănăstirea Bistrița ca viețuitoare în obștea monahală. S-au comportat cu multă bună cuviință, împlinind toate ascultările obișnuite din cadrul mănăstirii. Cea mai mare a primit numele de Ermionia, iar cea mai mică a rămas în mănăstire fără a face făgăduințele votului monahale. Lucra cu mult talent și iscusință la atelierul de ceramică ce funcționa în cadrul mănăstirii noastre. Era atât de precepută încât, prin anul 1954, venind la mănăstirea Bistrița, fericitul patriarh Chiril al Bulgariei, a rugat-o pe maica noastră stareță să-i dea blagoslovenia acestei surori să meargă în Bulgaria pentru a deschide un atelier de ceramică. Acest atelier chiar a fost pus în funcțiune. Iată ce pot face oamenii cu harul primit din partea Sfinților atunci când doresc să slujească le Dumnezeu și aproape lui cu toată ființa lor. O altă minune. Sfântul Grigorie vindeca în mod special boli psihice. Prin anii 1949-1950, veneau mulți bolnavi de la distanțe mari și participeau la Sfântul Maslu. Printre aceștia erau și două femei, dintre care una era aproape o loagă și o aduceau cu căruța cealaltă avea o boală nervoasă gravă. În biserică făcea gălăgie multă, cânta, juca, pleznea din degete. Odată s-a urcat pe postamentul unde erau așezate de obicei moaștele Sfântului Grigorie, care acum erau duse în procesiune și a strigat, Eu sunt Ioana, România Mare!" După ce au participat la trei sfinte masluri consecutive, adică în trei săptămâni, s-au vindecat amândouă. După vindecare, au mai venit ca să mulțumească Sfântului Grigorie pentru ajutorul primit și cu multă sfială se rugau să fie iertate pentru purtarea cea fără de rânduială ce o aveau în vremea bolii. O altă minune. Și printre fetițele de la orfelinat era o fetiță bolnavă de epilepsie. Aceasta participa la toate sfintele slujbe. Adesea când se afla printre copiii, printre ceilalți copii, la joacă sau la lecții, cădea jos, făcea crize cu spume la gură și se zbătea. După doi ani de suferință, s-a vindecat și ea cu ajutorul Sfântului Grigorie. O altă minune. Tot o minune a fost socotită o întâmplare cu o altă fetiță din orfelinat. Suindu-se pe una dintre stâncile de pe malul râului Bistrița ca să culeagă garofițe sălbatice albe și, albe și parfumate, a căzut de pe stâncă în apă. Râul era foarte umflat de ploi. Celelalte fete stăteau atunci pe malul râului și priveau înspăimântate cu sufletul la gură. Una dintre ele, mai curajoasă, s-a aruncat în apă cerând ajutorul Sfântului Grigorie și a reușit să o scoată afară înainte de a ajunge la văltoare. Și alte minuni s-au întâmplat în acei ani la orfelinatul din Mănăstirea Bistrița. Era în preajma celui de-al doilea război mondial. Întreaga țară se confrunta cu greutăți mari și cu lipsuri materiale și la noi s-a întâmplat să se isprăvească aproape toate alimentele. Maicile erau îngrijorate, agitate, că nu mai aveau ce pregăti pentru masa copiilor din un felinat și pentru sobor și au chemat toată obștea în biserică să facă rugăciuni către Maica Domnului și către Sfântul Grigorie. La sfârșit, după rugăciune, maicile s-au răspândit în curte și pe aleia din fața mănăstirii. În fața porților erau trase două căruțe încărcate cu alimente cartofi, făină, ulei, brânză și alte alimente de neapărată trebuință. Maicile i-au întrebat pe căruțași ce doresc. Aceștia au răspuns că sunt din Ardeal și se duc la o mănăstire de călugări, dar că s-au rătăcit și că doresc să lase alimentele aici și să se întoarcă acasă. Maicile le-au mulțumit și le-au răspuns cu emoție în glas că Sfântul Grigorie i-a călăuzit spre mănăstirea Bistrița, că ciorfanii săi nu mai aveau ce mânca, atunci întreaga obște a plâns, văzând purtarea de grijă a Sfântului pentru noi toți. O altă minune. Tot în această perioadă, înaintea celui de-al doilea război mondial, erau lipsuri materiale foarte mari și mai ales lipsă de bani. Mănăstirea rămânea adesea fără niciun ban în casierie. Într-un asemenea moment, conducea, conducerea era foarte îngrijorată și mai ca Stareță a apelat din nou la ajutorul rugăciunilor. S-a strâns întreaga obște în biserică, citindu-se acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului și Sfântul și acatistul Sfântului Grigorie de Capolitul. Cele mai multe maici făceau în acest timp metanii, altele plângeau cu multă umilință, îngrijorate de soarta micuților noștri orfani și a întregului sobor. După două zile, pe poarta mănăstirii a intrat o mașină cu patru sau cinci doamne care au intrat în expoziție. Atunci noi lucram multe produse de artizanat, covoare, cusături naționale, vase de ceramică, broderii pe care le expuneam într-un mic spațiu la intrarea în mănăstire. Doamnele au cerut să li se împacheteze imediat absolut toate obiectele ce se aflau în expoziție, obiecte care, care valorau o sumă mare de bani, așa încât s-a putut face apoi o aprovizionare serioasă cu toate cele necesare în mănăstirii. Am înțeles cu toți în acel moment că rugăciunile noastre au fost ascultate și am socotit aceasta ca o altă minune pe care Sfântul Grigori a mijlocit-o pentru întărirea credinței noastre și a micuților orfani.